Băi, și-am pățit în trafic acum ce nu credeam că pot să pățesc niciodată în viață. Băi, vă salut, fratele Conacu și bine v-am găsit la un nou vloguleanu pe acest canal, un daily. Eu m-am trezit de aproximativ 40 de minute. Am făcut și o chestie pe care n-am mai făcut-o de mult timp. Fac două chestii, de fapt trei chestii, da. Și o să fac patru chestii. Ce am făcut? Am mâncat imediat după ce m-am trezit și n-am fumat, frate. A doua chestie e că n-am fumat imediat cum m-am trezit. Și n-am mai făcut de mult treaba asta. M-am culcat, cred. A treia chestie e că o să facem curat. Și a patra chestie e că clipul ăsta începe ca primul gând de dimineața. Vă salutăm, fratele Conacu. Bine ați venit la un nou vlogulean, un nou daily. Follow pe Instagram Conacu oficial. Dacă ești pentru prima oară pe acest canal, nu uitați să apeși butonul de subscribe, like. Vreau un comentariu de la toți conacii mei acolo. Toată lumea care mă iubește pe mine să rupă butonul ăla de like și comentariu. Comentariu, bă, de la toți conacii. Uitați-mă și pe TikTok, sunt Conacu cu bifă. Haideți să ne distrăm în vlogul ăsta. Ce se întâmplă astăzi? Hai la tata, fata, haide. Hai la mine. Hai la tata, uită-l, tata. Mamă, la! Zadanuda lui tata! Să-mi fac bine la lui tata! Tatanuță! Tu faci o tână? Da, mă băieți, băi, astăzi avem un daily. Cam ce o să se întâmple în daily-ul de astăzi, ca să notăm aici așa frumos, bam, 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 bam. Să ziceți și dacă vă place noul tip de edit al clipului. Ce avem astăzi de făcut? Apare aici și avem pe primul loc, trebuie să ne uităm la meciul echipei. Pe locul 2 trebuie să scoatem piscina. Timpul a trecut, n-am mai făcut bani de vreo 2-3 săptămâni minim în ea. S-a strâns multe chestii, n-am tratat-o, e vamos. Apoi trebuie să mergem la echipă să le dăm primele. Trebuie să ne vedem cu stresul, să-i dăm și lui Bănuții. Și poate mergem la Kiris? Why not? Am putea să mergem la Kiris, mergem până la sediu la ei și apoi vedem dacă mai intervine ceva pe drum. Poate ne oprim pe undeva, mâncăm, poate ne vedem cu cineva. Am stat. Explic și despre ea, nu vreau să dau un review prost, că știu cum e cu review prost, dar pur și simplu nu poți să-ți faci treaba cu ea. 10-15 metri merge și na. Bine, nu știu dacă aveți idee de bărcuțe de plantat. O pui pe apă, îi dai să meargă cu nadă și cu na. Și nu merge, că duce 10 metri, pierde semnalul, merge ușor, n-are stabilitate. Stânga-dreapta, față-spate, nimic. Și 900 de lei aproape, ați văzut. Adică nu e ceva ce aș putea să zic, a, mă, las-o așa, o trec la pierdere, 100-200 de lei. O trec la pierdere, nu știe nimeni că am cumpărat-o. Nu mi-apar mai multe informații despre ea, cum ar fi, care este lungimea la care... Ba, apare, că vă zic eu 2 secunde, că intru pe ea și eu știu ce am citit. 2 secunde, că am laptopul în față. Se recomandă până la 500 de metri. Păi aia zic, că după 10 metri, văd că era 2000 de lei, acum e 810 lei, eu am luat-o la 875 de lei parcă, era 2300 de lei, adică, da? Și scrie despre ea clar, 2 acumulatori inclus și husă, astea le are, adică pachetul nu e minciună, dar nu merge, nu-ți faci treabă cu ea. După ce am completat o cererea de retur, o să primești un mesaj că cererea de retur cu numărul D a fost înregistrată și urmează să te contacteze un curier pentru ridicare, undeva în 2-3 zile lucrătoare. Perfect, deci așa mail de la dumneavoastră. Da. Perfect. Bine, sunteți cea mai tare, mulțumesc. O zi bună. Vă mulțumesc, o zi bună. Să rămână. Dar probabil să dea aici ceva damage. Nu foarte mult, îi dă doar 1 damage a dat sau cu acea grenadă. Bravo, mă, face aici push-ul pe site-ul ăla, dar este oprit de către Rene. Dar până la pământ, mamă, bate, mă, 2 hard, bă, dau și pula în ăștia, mă. De nou acolo, pică și sound 3 vs 2 în acest moment. Deci o grenadă de este destul de secat, doar 2 HP pentru el. Nu zice că pierde desfrând, dar... Pușează White singur cu scout-ul, nu înțeleg ce se întâmplă. 10 secunde rămase pe ceas acum, se execută prima eliminare. Nu am îndoiodată, nu vedea nimic. Bravo. Ren singur pus la pământ de către Rene și... Rundă bună pentru AllStars, se reușește să câștige această rundă. 10-7. Nu ești greu, bă, nene, și lumea nu înțelege, mă, zici că au jucat, zici că ăștia sunt locul 1000 și nici ne auzit și ne bat pe noi. Noi suntem echipă de 28 de zile înființată și jucăm cu locul 27 în lume. Ce ești nebun? Urmează o rundă de force buy pentru cei de la K23 aici. Vedem. Dacă îi batem la asta... 4 digăre pe aceștia și un Tecno acolo. Bravo. Dar acum un hand mid care dă destul de mult damage acolo. Cel puțin pe sound îl lasă. Haide, mă, bate-mă. Bravo, mai bate pe aici fac eliminările. Sound și el cu eliminare. 5v2. Și în acest moment runda arată bine. White va pușa aici pe mid. Îl vede Nilan, dar nu cred că va reuși să elimine. Bă, nu vă bateți, mă, așa. White este atent. Hai, mă, mai dă-i. Bravo. 4v1 mai, hai. Ceva emoții, dar rămâne singur în viața acum Norbert, care uitați unde este infiltrat, le va veni din spate jucătorilor noștri. Am, îl simți, îl simți aici de-a data. Băieții noștri, Alright. Dar mai foarte bine, atent, a ieșit de linia cu full buy acum pentru cei de la AllStars și este ultima șansă pentru ei pentru a reveni în meci. Se joace fără greșeală în acest moment aceștia. Fame aici face eliminarea pe Sound și pe Feneca, îi pun la pământ și în acest moment site-ul B este complet liber. Pic aici și White, se face fragul pe Nilan, dar este pus de către Norbert și Rene rămâne singur în acest moment, aflat că se prinde acolo linie, dar eliminat de Mou și astfel încât meciul se termină cu scorul de 16-9 în favoarea celor de la K23. Am pierdut băieții 16-9 cu K23. Nu e frustrant că pierd ei. E frustrantă atitudinea oamenilor care urmăresc scena din România de CSGO. Asta e frustrant. Te vezi cum comentează ei, că dacă se bagă acolo, că ai, ăla nu joacă bine, ăla nu joacă bine. Și cred că e frustrant și pentru jucători. E frustrant pentru jucători să vezi că un silver își dă cu părerea despre unul care stă 4, 5, 6, 8 ore la prag și care face 5.000, 10.000 de boți, joacă la respawn o oră, două. E frustrant să-și dea un nei ca nimeni cu părerea. Oricum, 90% din scena din România care nu vor să facă pasul către ceva important sau să învețe să joace, joacă ca meltenii, pe stilul eu trag, eu joc pe tras. Nu joci pe tras. Da, mă rog, a pierdut 16-9, până la urmă nu e capăt de țară, nu ne-au bătut categoric. E un 16-9, a fost o rundă, două în care nu s-a făcut greșeală, dar la rundă de pistoale l-a prins acolo pe White singur pe B, s-au intrat pe B, la retake-ul ăla cu AVP-ul n-au avut timp să se bage pe site, să se ascundă pe site, să-și ia poziția, a bătut la 2 cu AVP-ul, a rămas FNK singur, 1v1, a bătut AVP-ul, dar a rămas 1v1. Na, nu e capăt de țară, dar înveți din greșeli, totuși sunt locul 27, noi nu suntem pe așa TV din ce știu eu, evoluăm și dăm înainte. Gata băieți, urmează să ne mutăm în curte, să facem și noi treaba, să strângem tot. Am făcut calculul cam tot ce bănuți trebuie să dau, vreo 7500 de lei acum, trebuie să schimb și în euro, trebuie să schimb și să dau la contabilă, să plătești contabila pentru că merge cartea de muncă, mi-o plătesc eu, pe fiecare lună plus contabilă. Avem treaba astăzi, bine, nu mergem să le dăm bani, mergem la bootcamp, la băieți, o să vedem după înfrângerea asta când noi suntem acasă acum. Ne mutăm în curte, după aia mergem acolo, da? Haideți să vedem ce facem cu piscina asta, o să fie un pic greuț. Da, mâine e zi de gunoi la noi băieții, trebuie să grupez gunoiul ăsta că au prins o daia de șervețile, au luat-o pe toată curtea. Ce prostii faceți voi să vezi, poate ce când ai cățit în curte, sunt foarte nebuni, n-au mult loc. S-a strâns foarte multă energie în ea. Astea o să le grupăm noi toate. Dar până atunci trebuie să scoatem toată apa cu mizerie din ea și să o spălăm puțin. E ceva cu răsos. Păi armă, Radu, nu poți să stai cu minte deloc. S-a adus și Tesla. Numărați și voi gălețile pe care le scot din piscină. Așa, acum m-am lovit pe mine ideile, am o idee să nu mai chinuie. Hai sunt vreo 30 de găleți, m-am mai ocupat de ceva timp de ea. Dacă te bagi iar în apă, ne certăm, doamna, a dat drumul ca repede la apă. Am eu o idee, nu știu, acum mai bag eu tot în asta, practic trebuie să desfac. Le-aș trage cu ceva, dar mie să nu le rup, să vedem dacă pot să le trag cu sficul direct. să arunc direct, băi, puneam Băi, cel mai tragic, cel mai nasol mi se pare că se duce așa toată vara pe lângă noi, toată viața trece, că la asta am plecat cu premiza. Când s-a dus și vara asta, trece viața pe lângă noi. Nu prea ne bucurăm, prea apucăm de stres, de griji, de prea complicat. Cred că îmi dau unghia peste cap. Cei când am strâmbat piscina. Unul aici. Curios cum o să arate curtea după ce te Deja nu mai intră acolo. Mai aveam o de-asta? Nu știu. Bun. Hai să vedem dacă merge ce am zis eu. Oricum o să o spăl când eu o să bag ea, dacă mai bag. Cum ar fi să mi se oprească camera? Trebuie să o împachetăm frumos ca să intre în cutie, da? Am împachetat-o frumos și acum trece toate pachetele și după aia puneți-o în curte. Pauză pentru mine că curga pe el pe mine. Trebuie făcută puțină curățenie, băieții, n-avem ce să facem. Asta au fost o tijă de la un joc. Aspiratorul ăsta am zis că arunc de 3 ani, dar am luat anul trecut. Vedem în parte, da, unică folosință. Ok. Cu aspiratorul ăsta face manevra românului. Dacă ești român și n-ai făcut măcar o dată așa ceva, ai trăit degeaba. Think it's about time for me to go in, like I die deep. Like I'm last week night with the flow here, Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. Ce mai duceam cumplu când era? A, nu se știe când îți trebuie un ștecher, băi, tată. Dar în copilărit eu aveam mama aia, exact prin cuvintele astea. I swear I'm better than younger me, but I'm still just as hungry. I could eat the whole country, contrary to what you see. More than the fat Asian gay man. I'm more like Rayman. Wait, I'm running and running. Don't fuck with my Ray-Bans. Where I'm stunner, shade stunting. Your bitch come over, she coming. My face be like a couch cushion. Yeah. Dig around it and you'll find some real change. I'm so 08. I got Obama behind me. I'm Vinny Chase. I put that drama behind me. I'm so sweet, face. Astea ne-a lăsat cineva la colțul străzii și le-a luat eu. Da, băieții, prea multă treabă. Termin eu pe aici și vă arăt la final cum arată și plecăm la băieți. Finally am terminat și eu. Bă, m-a sunat curierul de vreo 2-3 ori. Trebuie să-mi aducă giveaway pentru canalul de gaming, cei de la sponsor. Am terminat și eu într-un final. Am mai luat vreo oră, deși am lucrat cam vreo 2 ore în curte. Foarte dezamăgit de echipa de constructori care au făcut asta aici. Mi-a dat țeapă, frate. O să mă spăl, mă îmbrac și plec spre bootcamp și vedeți și voi atunci. Și vă arăt și ce am făcut în curte. Hai. Băi, băieți, m-am pregătit, m-am luat laptopul după mine. Am făcut aici treabă. Am curățat cât puteam și noi. Am pregătit gunoiul pentru zilele următoare. V-am zis că sunt foarte dezamăgit de băieții care au făcut treaba asta aici, lucrarea asta, că s-au lăsat. Bine că mai am niște rezerve, cam 1, 2, 3 găurite de piscină. Totuși am curățat pe aici și acum s-a schimbat puțin planul. După ce am făcut toată treaba asta, acum mergem să luăm coletul de la Kiris pentru canalul de gaming, să facem giveaway pentru ei, pentru oamenii care ne urmăresc acolo. Dacă vreți și sunteți gamer și voi, puteți să mă urmăriți pe canalul meu de gaming. După care mergem să ne vedem cu George, un alt youtuber care a venit și el în România și n-avem cum să nu bem măcar o cafeluță cu el, mergem pe la mall. Mergem la mall pentru că putem plăti și facturile, avem de plătit Telecom, Vodafone și Digi și mai am apa și curentul să mai plătesc aici. Și între Colet și George mergem la bootcamp și le dăm băieților bănuții, între timp schimbă banii. Nu o să filmez toate chestiile astea pentru că nu iau camera cu mine la exchange acolo unde merg sau în mall, o să iau, dar mergem tocmai sus și vă arăt și pe George. Cam asta e și poate apuc să spăl și eu mașina, asta nu știu încă. Dacă n-ați făcut încă, apăsați butonul de like, băieții, pentru că merită susținerea, zic eu, și mă motiva să muncesc și mai mult și mi-a arătat și mie că vă plac deal-urile astea. Faceți și noi oare 200-300 de comentarii la clipul ăsta? Ce ziceți? 2 sau 300? Hai, toți conacii mei să comenteze acolo, toată lumea care vede clipul ăsta. Un comentariu, mă, o inimioară, ceva, un hashtag Conacu, un hashtag Team Conacu, un hashtag Conacu e stare de spirit, ce vreți voi acolo? Un hashtag chelie, butelie, orice vreți voi, cheluologu. Bun, hai să mergem, băieți. Exact ce-mi place mie. Tot trebuie să se întâmple ceva, să ia chef așa puțin, e mare aglomerație, nebun, și avem și un băiat care nu prea părea el care e client în salvare, ba da e, a dat drumul la goarnă, taci-vă bă! A făcut imediat loc pentru băiat, dar n-am văzut niciunul să bage în spatele lui. Bine că eu i-am făcut ultimul loc, intram direct într-unul, dacă se ținea după el, direct trăgeam stânga de volan direct în ele. E aglomerație de moare lumea, dar știi de ce? Că se toarnă în asfalt, frate, zi. Dar noaptea de ce nu se toarnă în asfalt? În unele cartiere am văzut că noaptea se toarnă în asfalt, frate. Noapte, nu încurci traficul, nu nimic. Ajung la locația unde stau băieții. Am povestit că au stat 35 de minute blocați în lift ieri, băieții. Bă, și am pățit în trafic acum ce nu credeam că pot să pățesc niciodată în viață. M-am întâlnit cu tata și a fost un moment așa super, super penibil pentru că eu l-am jurat din tăiase față. Mașina am povestit pe TikTok, un nou ultimul clip o sat pe TikTok, include story time ăsta de 3 minute și să intrați acolo să-l vedeți. Hai să vedem ce fac băieții, știu că fac prac. Cred că au prac acum, au jucat meciul, au pierdut, mă fac prac. Hai să vedem ce fac băieții. De ce râzi așa, măcați? Ai motiv să râzi? Nu prea ai. Păi tu să ții lung, mă, că să... O să-i să-i aflăși, o dau înapoi. Așa nu am nimic apel, nu mi-am nimic apel. Atunci așa s-a pornit. Puteți să scarbeți ceva și mai ajutați un pic, o să se bage lung sau așa. Așa. Faci pic niște timp. Se bage acum, se bage lung. A dat flash-ul din părți. Păi mă duc eu să car lung la mișto, să crează că faci un pic. Cred că e băgat la lungă. Tot bine intrăm, fac eu aici, spui. E liber pe lung. Zici Conacu-le. Supărat. De ce? Aia motive să fii dege? Puteai să-i bateți pe aia, rău. Pe aia nu erau deloc cu 27 să vă bat. Păi, da mă, dă-și mă și degercăm, că nu mai vreau să faci cine întâmplă. Păi, acolo ăștia. Și eu când vorbești, așa poți să vorbești tu. Bine, bine, face bine. Am dat să un killbox. Am și eu flash-uri. Trebuie să ne grupăm scara. Cara, vreau și-a vreau. Așa că-l bat. Îi dau flash? Am flash de scara. Da, de-i flash, vine cu mine. Am dat. Am flash, am smoke. Am flash. A, nu mai am. Dă-i smoke aproape. Dă-i smoke aproape. Hai, lung la păr. Încă unul, dau păr. Stai. What the fuck ia eu? Hai, face sapul lung de aici. Au dat smoke de păr, nu ia. Am dat flash, bum. Am flash. Car polar. Și scară polar. 3 polare. Car polar. Car polar și scară polar. Dau smoke. Carul faci pic. Dă-i unul close. Dă-i smoke close. Dă-i smoke close. Prima. Încă i-a prima. Flash. Sixer acum. A sărit. Mamă, e prost, mă, cu e gap în bază, 2 short. Ce te morgă la rând, short, acolo, smoke, bridge. În smoke, bridge. I-am dat, mă. Tu-ți faci și eu, pilul. Ia asta. Dă nade cu mine. Polar, bă. Asta numai alb, bate. Care, polar, dă-i care. Bă, da, nu, încercăm și eu asta. Pe fiecare, în practic, individu. Să vadă cum e. Vreau să vadă cum e ca rău sau ce? Da, sunt servici și eu, da. Să vină unul mic, bă. Morcarul? Stai. Dați-mă pe aici, nu stai de prima la scară. Mă dau flash anti-mine. S-a băgat lower, ba n-o faci. Și doi erau lower și ultima nouă. O să las B-ul, vin cu tine jumate. Fac pic-ul. A fugit din B, a fugit în bază. Poate să fie intrat lung și unul a rămas lurker, forț speed. E și eu walk în bază. Lung ghișiți. 1, 2 lung ghișiți, 2 lung ghișiți. Hai câte ori side, băi. Cred că se bagă. Se bagă raș. Rămâi aici. Sunt în site. Nu mai vezi short. platformă și aia aproape lângă perete intră pe ochi, să știți. Da, mă, da. Mergeți să ne vedem acum cu George, că îmi place de ei, că sunt așa tensionați, sunt supărați. Îmi dai seama că nu spică bine când pierzi un meci și sunt mai fără vlag, așa. Să plâng și de căldură, dar oaierele astea nu știu dacă e neapărat problema de asta. Sunt un pic tensionați, băieți, oricum. Îți dai seama, îmi pasă mare cu totul bine. Eu, asta e părerea mea, întâi trebuie să pierzi, să știi să pierzi, ca după aia să poți să câștigi. Mâine facem o ședință cu echipa și o să vorbim și noi cu ei și, na, o să vorbesc și eu și stresul și băieții de la șofer pisit acolo. Sperăm să fie ok. Până la dai să mergem și noi să băgăm o cafeluță corespunzătoare la mall, să bătem niște facturi și să închidem vlogul ăsta frumos. Bă, m-am întâlnit și eu cu unul care vrea să-mi fure din produse. Are față de ciorditor. Salutare. Bă, dar nu e lumina bună aici, de mult nu-mi dau bine. E lumina perfectă. Ți-am scris mai urât în realitate. Salutați-l pe George, băieți. George, cum zic eu, mă? George CFG. CFG, da. Și cum te cheamă pe tine de fapt? George CFR. Nu, mă, CGF, mă cheamă Ciobanu Gheorghe Florin. Și CGF e de la, ai înțeles? Ciobanu Gheorghe. Nu, mă, George. Deci Ciobanu Gheorghe Florin. Da. Da, ne-am întâlnit cu el acum și avem și noi pentru canal de game aici și vrea să-l fure și el aici. Ne-am strâns și noi, am băut o cafea, am aflat planurile lor de viitor. Nu are rost să vă le explic, că am râs 2 ore. Ne vedem în curând. Da. Bă, să nu ajungeți cunoscuți. Asta e principal. Da, mă, băieți, ne-am văzut și cu Georgica și noi continuăm daily aici, forținii rău de tort. Forținii! Subscribe! La... Nu, la tine, nu la mine. Și la tine. La mine, la George CGF. CFG. Salutare, bă, băieți! Am venit aici cu vlogul peste valiză care e live. Omul meu se joacă FIVM aici. Bă, face și noi ending-ul la vlogul ăsta, că am ajuns acasă, tată, s-au întâmplat multe, cel mai tare daily, băi, Hăț, Johnule. Am venit aici la Hățulescu, Gamerescu, facem live-escu de Jamescu acum. Băieții, am ajuns și noi acasă. Mi-a transpirat fruntea valiză. O pregătesc de un live de la forță cu valiză. Și ce să vă zic? Uitați ce-i lovește pe băieții aici pe gaming. Ia uitați-vă. Ia uite, bă, tata aici. Nu se așteaptă, bă, nu se așteaptă, spline. Gata, bă, băieți, cam ăsta a fost vloguleanul. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, Conacu Oficial, Conacu cu bifă pe TikTok, acolo v-am măsit că tata îți face 400.000 de urmăritori și 100.000 pe Instagram. Like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita să lași un comentariu, mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Dacă vrei următorul daily, vreau să văd în comentarii acolo că îți dorești treaba asta. Eu am fost Conacu, vă pup și vă iubesc.